Mă aflu în recepția unei clădiri de birouri, unde, la intrare, sunt aplasate aceste aparate care măsoară temperatura corpului pentru a putea vedea dacă în clădire intră cineva care ar putea avea coronavirus. Soluțiile Dahua sunt folosite în întreaga lume, în spitale, aeroporturi și clădiri de birouri, spații tranzitate zilnic de sute ori de mii de persoane. Aceste dispozitive de ultimă generație detectează oamenii cu simptome de infectare imediat, fără intervenția factorului uman și fără să existe riscul contaminării altor persoane. Sistemul Dahua este unul dintre cele mai performante sisteme de măsurare a temperaturii din lume și acesta poate face cu exactitate măsurarea temperaturii fără contact, detectarea temperaturii în mod automat și măsurarea multiplă a acestuia, totodată și acces facil în anumite spații. Omul pur și simplu vine, îl detectează instantaneu, dacă are temperatură ridicată, va da alarmă. Echipa Dahua România a instalat deja această soluție tehnică în sala de triaj a celui mai mare spital de boli infecțioase din capitală. Și în anumite spații comerciale și instituții publice. Prima dată sistemul detectează fața. Dacă nu va exista fața în cadrul respectiv, nu va face măsurarea temperaturii. Apoi va face măsurarea feței în anumite puncte cheie și această precizie este făcută cu ajutorul unui Black Body, care este un dispozitiv de acuratețe. Dispozitivele performante analizează pe lângă temperatură și purtarea măștii. Dacă cineva intră fără mască, se declanșează imediat sistemul de alarmă.